Salut lume, salut planetă. Salut prieteni ai munților. Bună dimineața, sunt doi piezuri și suntem la Transalpina. Salut, suntem la Transalpina în munții Lotrului. Super faină vreme, super faină poite, super fain peisajul. Da, în mod normal aici o carte de pozitiv este 110 lei. Stațiunea Vidra sau Transalpina se află la 30 de km de localitatea Voineasa, județul Vâlcea. Dai, bătaie! Aici să mâncăm. Am făcut vreo 4 coborâri. Genial, genial, absolut genial. Super tare speța voi în pădure. La cuvintea. Suntem în gondola din stațiunea Vidra, Transalpina. Aproape am terminat prima zi aici. Super, super, mega fain. Vreme, pârtie, partea cu gondola.
compania, am descoperit și un traseu nou prin pădure, all good. Denisa, câteva cuvinte pentru prietenii noștri care ne urmăresc? Da, este o zi foarte, foarte minunată. N-am mai fost niciodată aici, este fain. Ne-am dat prin pădure cu oameni fain. Ai recomandat? Mișto, da. Siguranță. Singura chestie care e problematică aici la Fidra, Transalpina, e cazarea care, de fapt, locurile de cazare sunt cam la vreo 30 km distanță în Voineasa. Asta e singura problemă. Și destul de puține magazine, ai decât un apres, de fapt două apreschiuri sus, două, trei restaurante, niște coșmelii cu mâncare și cam atâta. Păcat că zona asta are potențial imens. Adică, uitați cum arată. Poichea principală este, are vreo 2200 de metri lungime, iar varianta prin pădure undeva la 2400 de metri lungime. Practic, poichea care este deservită de telegondolă și după aia mai sus mai sunt încă 3 teleschiuri care mai sunt, cred că, încă 3 poichii de vreo 500 de metri sau ceva gen. Și cam asta este domeniul schiabil Voineasa, Vidra, Transalpina. Asta a fost prima zi pe Transalpina, super fain, super, super, super mega fain. La cazare. Dimineața, ziua 2, Transalpina, Vidra, începem. Da. E greu să ajungi la Transalpina, în sensul că e mult de condus, dar drumul era ok, era dezăpezit, deci merită să încerci. Genial, absolut genial aici. Ești în mijlocul naturii, efectiv, adică lacul ăsta din fața mea. Este absolut genial. Parcă, nu știu, te dai cu placa în paradis. Pauză de masă. Așa ca fun fact, aici suntem în munții Latoriței, care fac parte din munții Lotrului și vârful de sus, vârful Bora, undeva la 2000 și puțin metri.
Cum e, Denisa? Da. Bravo! Ultima toată pe ziua de azi. A fost genial, genial.